discutăm astăzi? Păi, în primul rând, în social media trebuie să știm care este audiența noastră. Să ne cunoaștem, să știm unde își petrec timpul persoanele care, care ne interesează pe noi. Să știm și să controlăm oarecum, controlăm de ghilimele, care este percepția pe care persoanele o au față de noi. Cum ne percep posibilii clienți? Ce știe piața despre noi? Acest lucru se numește managementul reputației online. Trebuie să știm dacă se discută despre domeniul în care activăm, dacă se discută despre noi ca firmă, dacă suntem de personalitate, ce, cum se vorbește despre noi și să luăm măsuri în sensul acesta. De asemenea, o să discutăm nu foarte mult despre promoții și, mă rog, prospectare și despre beneficiile pe care social media le aduce pentru SEO, da? Pentru poziționarea site-ului nostru, a paginii pe care doriți să o promovați în SERP, în rezultatele Search Engine Page Results. Rezultatele pe care Google ți le dă atunci când cauți un cuvânt. Am încercat să definez oarecum, sunt definiții pe care le găsiți și pe internet, nu o să insist, prezentarea o să fie disponibilă pe SlideShare, o să o pună Olivian. Sunt două definiții date de personalități în domeniul, repet, nu o să insist. Presupun că și această fotografie vă e cunoscută, și cine lucrează în marketing, în mod sigur, o cunoaște, da, exact. Iarăși, nu insist, uitați-vă, folosiți tot ce scrie acolo, există chiar și o carte despre treaba asta. De ce nu vreau să insist foarte mult pe anumite subiecte? Pentru că prezentarea este destul de mare, sunt foarte, foarte multe lucruri de spus. Vreau să sintetizez, să vă explic ce anume m-am gândit eu să dezbat acum. Haideți să luăm de la început, audiența. După cum vă spuneam, are cineva idee, monitorizează cineva discuțiile care se petrec între userii unor rețele de socializare din domeniul în care activează? Ok, bine. Asta e un lucru bun. De obicei nimeni nu spunea nimic și se uitau la mine. Ce se discută? Despre compania ta, despre domeniul în care activezi, despre industria unde activezi, ce se discută despre tine ca și personalitate și mai mult decât atât, și asta în mod sigur o să vă intereseze, ce discută potențialii tăi clienți despre concurența ta. Ai idee unde te poziționezi, cum stai de față de ei? În ceea ce privește audiența, o să începem, o să luăm cu începutul și o să începem prin a ne face, în primul rând, cont pe Facebook și pe Twitter. Audiența noastră, audiența cam de aici începe. Deci persoanele care vor să înceapă să-și facă conturi și să folosească social media se îndreaptă către Facebook și către Twitter, pentru că sunt două rețele mari, cele mai importante, însă să știți că dacă aveți o afacere dintr-un domeniu de activitate dintr-un domeniu de activitate pe nișă, nu trebuie neapărat să targetați aceste două rețele. Puteți să căutați și să vă informați unde anume merg persoanele pe care le urmăriți. Bineînțeles că sunt atât de multe domenii de activitate și atât de multe afaceri încât degeaba... Nu te auziți, nu? Se aude, se aude. Dacă nu înțelegeți ceva sau dacă încep să mă lăle și să fac câmpii, spuneți-mi, băi, de fapt ce vrei să spui? Ok. Deci haideți să începem cu Facebook. De reținut că există și alte rețele de socializare pe care puteți să le targetați, care sunt cele mai potrivite pentru business-ul pe care îl aveți. Facebook. În România, în noiembrie 2009, datele mele de atunci sunt, existau 400.000 de utilizatori. Asta înseamnă undeva 1,93% din populația țării pe Facebook. Nu am făcut eu studiul ăsta, m-am interesat, l-am preluat de undeva. În Twitter, conform twittercounter.com, sunt 4272 de conturi deschise.
Nu există niciun fel de raport câte dintre ele sunt de companie, câte dintre ele sunt personale. Mai adevărul este că existau și alte numere și alte contorizări, însă eu l-am luat pe cel mai optimist și pe cel mai mare. Eu știu și mai mici. Haideți să vedem cam ce putem să facem pe Facebook. În primul rând, trebuie să creați un cont pentru firmă. Deci creați un cont nu personal, ci un cont firma dumneavoastră și cum vreți să-i mai spuneți. Încercați să mobilizați și alte persoane, din alte angajați sau colegi din alte departamente sau din departamentul pe care îl conduceți, să folosească același sistem de comunicare, același site. Deci să-și facă conturi pe Facebook. Creați grupuri, creați grupuri, optați pentru a crea prezentări pentru companii personalizate. De ce? Pentru că în momentul în care ați început să creați o prezentare sau acele fan pages, o să adunați persoanele care vor să care vin la dumneavoastră, care vor fi probabil la un moment dat clienții voștri, nu? Și puteți să le comunicați evenimentele pe care le faceți pentru ei, updatându-vă în fiecare zi statusul, sunt în legătură cu voi. De asemenea, campanii de pay-per-click, menționez încă o dată, n-am intrat pe aceste prezentări foarte mult, pentru că însemna să iau un cont de Facebook de la început, să-l creăm și nu are sens. Mă gândesc că deja ați trecut de faza asta unii dintre voi. În schimb, o să vorbesc mai mult despre un tool pe care Facebook îl are, nu știu câți dintre voi îl cunosc, nu știu cine îl folosește, se numește Lexicon, se găsește la url-ul facebook.com/lexicon și înseamnă dicționar. Ce face el? În momentul de față este încă sub formă de beta, sub formă demo. În niciun caz, pentru România, nu prea cred că o să aflați informații foarte multe acum. Da? Deci puteți să reveniți peste o lună, două luni, pentru că am înțeles că se va implementa destul de repede. Acest dicționar numără de câte ori apar în timp anumite discuții și expresii pe peretele utilizatorilor. Nu caută în searches, nu caută în datele voastre, nu caută nimic. Pur și simplu numai ce se postează pe perete. Am făcut un print screen unde găsiți acest tool. Este în partea de help. Deci dacă mergeți sus la ajutor sau nu știu cum se numește, se deschide o pagină, pe coloana respectivă veți avea acest buton. Acum sunt date anumite căutări. Exemplul meu este cu după cuvântul dancing. Și ce face el? Îmi spune într-o anumită perioadă de timp, da? Care este procentul de câte, deci face căutări demografice, câte femei vorbesc despre acest subiect, dancing, și câți băieți. Aici am observat că sunt 80% femei și 80% bărbați, da? Deci dacă eu am un produs care se adresează acestei căutări, voi alege să targetez femeile și voi ști și din ce cauză. Pentru că 80% dintre ele discută despre dancing. Probabil că nu este exemplul cel mai bun și nu știu cât de bine vă fac eu să înțelegeți. Dar dacă ai fi, de exemplu, un vânzător de mașini Honda Verzi, da? Ai vrea să vezi care sunt discuțiile despre mașini Honda Verzi pe Facebook, nu? Și atunci o să vezi, probabil că femeile caută mai mult, discută mai mult despre treaba asta, iar bărbații discută puțin, mai puțin. Aveți întrebări? Căutările, graficele pe care le-ați văzut, se fac în funcție de numărul de posturi, numărul de persoane care postează, pe un anumit interval de timp. Deci pot să am, de exemplu, din 2007 până în 2009, ziua de astăzi. Sunt foarte bune pentru căutările din afară, repede, dar am ținut neapărat să înțelegeți, să cunoașteți tool-ul ăsta, pentru că poate la un anumit moment dat o să folosiți. Când vreți să vedeți care și ce se cam discută despre subiectul care vă interesează pe Facebook, este un tool bun. Pe Twitter am ales trei site-uri
din afară și un site românesc, twittermap.ro. Știe cineva despre el? Cunoaște? Twittermap.ro este un, este o hartă care contorizează numărul de utilizatori din fiecare județ. Și gândiți-vă voi ce ați putea să faceți cu utilizatorii din București, care sunt vreo 4.000 sau 5.000. Așa era numărul. Acum îmi dau seama că de fapt eu am pus vreo 4.000 de utilizatori numai din România. O să știți sigur dacă aveți de făcut, sunteți o agenție de turism, da? Aveți de făcut o ofertă turistică pentru la anul în martie, să spunem. Veți ști ce utilizatori, de unde să-i căutați și cum să-i găsiți pe acest utilizator. Probabil că veți opta pentru utilizatorii din București, pentru că sunt mai mulți la număr. Da? Există județe care au un singur membru. Nu cred că este reală chestia asta, pentru că numai în județul ăla știu eu vreo 4 prieteni de mei care au contul pe Twitter. Da. Cum monitorizează ei după ce toți că utilizatorii există din județul Alba de Iisus? Probabil că parsează, nu știu, dacă cineva poate să mă gândesc cum aș face eu. Ia toți utilizatorii pe România și se uită la locații. Și în funcție de locația lor, ei parsează pur și simplu într-un alt sau... Să te înregistrezi ca... Nu, dar tu când te înregistrezi, trebuie să scrii locația. A, pe de-aia sunt vreo doi la... Ok. Un alt site care vă poate ajuta foarte mult să vedeți ce se discută pe Twitter în timp real, acum, dacă vreau să văd ce se discută, dacă se discută despre domeniu sau despre subiectul pe care eu îl am, este search.twitter.com. TweetDeck este o aplicație pentru desktop, eu o am instalată și pe iPhone, deci merge și pe telefoanele mobile. Vă ajută să monitorizați mai multe conturi în același timp. Eu folosesc conturi de conturi de Twitter, folosesc. Eu am 4 conturi acum, de față, pe care trebuie să le monitorizez, trebuie să le urmăresc, trebuie să discut cu toți prietenii și cu toți cei care mă urmăresc și cu să răspund celor care mă pun întrebări. Da. Pentru că eu folosesc contul meu personal, folosesc contul site-ului pe care l-am, folosesc contul și încă două conturi acum în momentul ăsta pentru clienți. Da? Deci am un client urban sau o să vă prezint ce am putut să realizez într-o perioadă scurtă de timp. Și nu pot să creez contul și să las așa, mai bine nu îl fac. Deci nu crezi contul... Un nume personal. Exact, da. Deci nu îmi fac anumite conturi pentru că așa vreau eu. Sunt conturi pe care trebuie să le observ, trebuie să le urmăresc, trebuie să răspund, să comunic, să discut cu persoanele care o am. Da, e o întrebare bună, știi că lumea poate să întrebe. Mai nici nu folosește, cine nu utilizează Twitter, probabil că o să aibă și din cauza faptului că n-am explicat foarte mult ce înseamnă Twitter, cum se folosește, cum se discută, cum se află topic, despre topicurile. Dacă vreți, pot să vă explic câteva minte cam cum se utilizează. Dacă vrei să discuți cu cineva, ce trebuie să faci, dacă vrei să cauți un topic, o discuție. Am văzut de astea că Loredan a fost la avatar. Da. E ok? Merg mai departe? Da? Ok. TweetDeck, după cum v-am mai spus, este o aplicație pentru desktop. Se poate folosi și pe anumite telefoane mobile. Face un management de cont. Trendistic. Îl folosiți? Trendistic este un site care monitorizează trendurile în discuțiile de pe Twitter. Este un fel de Google Trends pentru a utilizați, dacă știți despre ce este vorba, nu mă sigur înțelegeți. Caută de ce ați utiliza voi. Să spunem că aveți un eveniment. Ați făcut, nu știu, ați lansat un produs.
Trebuie să știți care este feedback-ul de pe din Twitter. Să știți câte persoane au discutat, când, cum. Nu mă rog, mai departe. Intrați pe trendistic.com, sus aveți un punct de căutare. Pasați subiectul, o să vă o să vă arate care au fost în funcție de perioada de timp, cum au fost discuțiile voastre, câte discuții au fost, de exemplu, în 7 ați lansat produsul și în 7 probabil veți avea un vârf, apoi iarăși va fi un ocolește cu... Ajutați-mă, vă rog frumos! Interacționați cu mine, ok. Următoarea... Deci nu mă ajung Bogdan. Managementul reputației online sau cum te percep oamenii pe tine ca firmă, pe tine ca personalitate sau ce se discută despre tine, despre brandul pe care l-ai, despre domeniul de activitate. Urmărirea percepției pe care alte persoane o au, urmărirea percepției, modul în care te văd alte persoane, se face simplu pe în rețelele de socializare. Se pot monitoriza prin setarea de alerte, da? Prin Google Alerts, sau acestea sunt tool-uri gratuite. Există și alte tool-uri cu plată, n-are rost să le includ. Sau cu socialmention.com. Dacă ați folosit vreodată Google Alert, ați văzut că dacă vă interesează un anumit cuvânt cheie, frază, domeniu, setați alerta și vă vin pe mail toate locurile unde a fost din căutare, din ziare, din orice fel de informație apare pe site-ul, orice fel de informație care apare pe internet. Social Mention funcționează în același mod, puteți să setați și aici alerte. El caută în bloguri, caută în rețele de socializare, deci în bloguri, în microbloguri, în Facebook, în tot ce înseamnă site-uri de genul ăsta. De observat este că Social Mention îți dă un raport între cât la sută, deci îți face rapoarte cât la sută s-a vorbit de bine despre subiectul pe care tu îl setezi și cât la sută s-a vorbit de rău. Este acel sentiment. Dacă vă uitați pe site și o să-i dați o căutare, o să vedeți că vă spune. De asemenea, are setări, aici mi se pare că am căutat după dezăpezire și am 5 la 1. Asta e de bine. Dacă aveam 0 la 5, era de rău. Personal nu prea am folosit tipul ăsta de monitorizare, lucrez mai mult cu Google Alerts, de asta mi-e puțin cam greu să vă vorbesc despre el dacă mă întrebați. L-am utilizat, dar nu așa încât să-l știu pe din afară. Să știu tot ce înseamnă sentiment, mai are încă, mai sunt câteva noțiuni. Despre Google Alerts este simplu de utilizat, vi-l recomand cu căldură, vă scapă de o grămadă de probleme, vă ajută să vă monitorizați concurența cel mai bine. Sincer, se poate urmări orice activitate pe care o are firma nu știu care. Sunteți ingenioși, știți voi cum să-l setați cu intelectrie. Poftim? Da, el. Spuneam că este important să urmăriți ce anume se vorbește de dumneavoastră și mai important este să știți cum să acționați. Ce trebuie să faceți? Pentru că este inevitabil sau mă gândesc că la un moment dat nu o să aveți doar mă, ce bun sunt ăștia, cum sunt cei mai tari, aș vrea să fiu ca ei. O să aveți și, băi, ăștia sunt vai de mama lor. Băi, e prezentatoarea aia, dacă nu s-a bâlbuit și dacă nu așa, ce scuze, nu sunt prezentatoare profesionistă, mai dau și eu rateuri. Haideți să vedem ce am observat eu pentru Bella. Pentru că e pe domeniul meu de activitate, eu am uși pro. Am căutat uși metalice. Bineînțeles că primele două rezultate erau ale site-ului meu. Mă rog, unul dintre rezultate era, la unul dintre rezultate, pe a treia poziție sau pe a patra, este site-ul lui Baylor, firma Baylor. Câteva rezultate mai jos, avem un rezultat,
o căutare, un site indexat, se numește Uși metalice Baylor nesimțiți. Este o postare pe un blog, sincer, este de foarte mult timp, credeți-mă, e pe prima pagină, cred că de cel puțin 2 ani. Oare știe Baylor despre ce se vorbește la adresa lui pe internet? Nu, cred, niciun. Este un post pe un blog, cineva a comentat că cei de la Baylor nu s-au purtat cum trebuie, n-au fost chiar fair. Mă rog. Și acum întrebarea mea este, ce ați face voi dacă ați avea un asemenea rezultat, o asemenea pagină indexată? Sau o asemenea pagină indexată vă vorbește de o companie. Ce ați face? Da? Da. Deci, ce recomand eu și ce aș face eu personal ar fi, aș încerca să vorbesc cu webmasterul site-ului, poate că el nu știe. Adică contentul este generat de cei care intră pe site, de către vizitatori. Poate că știe sau poate că nu știe. E bine să-l contactați, să-i spuneți, dom'le, există un comentariu negativ la adresa companiei mele, am rugămintea să-l scoateți. De ce? Pentru că nu v-ați documentat, nu l-ați aprobat, mă rog. Dacă nu vrea, și probabil să spună, nu știu, dom'le, acest comentariu a fost pus de un vizitator de-al meu, este ceea ce gândește el, e normal să spun așa. Și e normal să acceptați să spun așa. Adică să nu începeți, băi, te dau în judecată, chem, fac. Ce puteți să faceți este să acționați prin postarea mai multor comentarii pozitive, dar multe, oriunde, pe toate site-urile, folosiți-vă de tot ce există pe internet, pentru că în scurt timp veți împinge rezultatul acesta negativ pe pagina a doua, a treia, deja nu o să mai conteze. Asta e ce aș face eu. Bineînțeles că puteți să-i dați și în judecată. Nu aș face asta. Asta la capitolul urmărește ce se vorbește de tine și nu uita. Deci nu uita că fiind ești online, este imposibil să nu se discută. Monitorizează discuțiile, monitorizează ce vorbesc utilizatorii între ei, mai multe cât atât, încearcă să intervii, încearcă să te angajezi în discuții cu ei. Despre beneficiile din punct de vedere al optimizării pentru modalele de cotare, de fapt aici e formulată iurea, pentru că în general oamenii de noi români învățăm în engleză și trebuie să ne exprimăm în românește. Și problema asta, credeți-mă, îmi dă mari bătăi de cap. Nu știu voi cum vă descurcați. Eu nu mă descurc, recunosc. Care ar fi aceste beneficii? De ce ar trebui să profităm de expunerea pe social media pe care am creat-o deja? De fapt, am scris că aici nu sunt beneficii, sunt sfaturi. Ce anume trebuie să faci ca să ai beneficii? În primul rând, trebuie să creezi conținut și acest conținut să nu uiți să-l distribui atenției tale. Cum se face treaba asta? Vă spun foarte simplu, există o aplicație sau un plugin, se numește de la AdDis sau ceva de genul ăsta, vă permite comunicarea și vă permite distribuirea fișierelor, articolelor pe care le aveți pe nu știu câte rețele de socializare și pe nu știu câte social bookmarking. Dacă știți despre ce este vorba, încercați să le utilizați. Dacă sunteți la început, aveți un blog, sunați un prieten. Olivia. Ok. Încurajează procesul de mashup, adică permite accesul la feed-urile pe care le are blogul vostru, permite accesul la API, există o grămadă de protocoale, dacă voi știți mai bine puteți să le spuneți, asta este o... Exact așa am luat-o și eu de pe un site. Cred că... Vreți să le spui ceva? Le spui ceva tu? Mai ai de adăugat? Nu? Ok. Dacă am vreo greșesc cumva, să-mi spui, că nu m-aș supăra, chiar mă ajut. Deci, dacă spun ceva iurea, cat. Mi este greu pentru că, în general, mă documentez în engleză. În momentul în care trebuie să transfer în românește, nu vreți să știți ce se întâmplă. E mult mai greu și poate că nu am termenii cei mai buni pentru a mă exprima. Apoi,
Îmbunătățește șansele ca site-ul tău să fie amintit prin link-uri. Dacă aveți bloguri, încercați să colaborați cu alte bloguri, să permiteți să nu puneți nou follow și să întrerupeți astfel procesul ăsta. Apoi planifică ce scrii. Este important ca atunci când creați un plan de bătaie, un plan, este lucru pe care ar trebui să-l faceți întâi dacă faceți un cont pe Twitter sau pe Facebook. Gândiți-vă cum să acționați. Nu vă faceți, contul pe... Nu creați contul de Twitter înainte de a nu planifica treaba asta. Este cel mai important lucru, l-am lăsat la sfârșit, pentru că am vrut mai întâi să fac prezentarea, eventual să-mi puneți niște întrebări. Ce am vrut să scot în evidență au fost aceste unelte de a monitoriza discuțiile. N-am vrut să intru în adâncimea subiectului, pentru că ar trebui să stăm aici foarte mult timp. Și în mod sigur că probabil există persoane mult mai documentate decât mine, mult mai specializate, știu foarte multă teorie. Am vrut să mergem puțin pe partea asta, pe latura practică, să vedeți cum se monitorizează o discuție, cum să aflați ce se vorbește pe Twitter, ce beneficii ați avea, la ce trebuie să fiți atenți. După cum aminteam, cel mai important lucru este să planificați. Planificați-vă. Gândiți-vă, înainte de a face eu contul ăsta pe Twitter, hai să mă gândesc puțin ce anume urmăresc. Mă implic în social media de ce? Pentru ce? Vreau să-mi creez awareness? Vreau să lansez un produs? Vreau să vând direct? Asta caut? În momentul în care aveți un răspuns la aceste întrebări, veți ști, în primul rând, ce rețea socială să alegeți și care va fi strategia voastră. Acum, haideți să ne gândim puțin și la... Dacă nu mai merge, așa că n-are sens să... Vreți să mă ajut cu că o să am făcut după aceea de scară, dar am vorbat. Cineva recomanda folosirea analizei SWOT pentru treaba asta, pentru social media. Întrebări? Era o chestie, vă mulțumesc, vă mai dădeam niște sfaturi. Multe. Aia, nu am fost.